Băi, frate, piața asta a transferurilor începe să se agite din ce în ce mai mult și simt și eu nevoie să comentez din ce în ce mai mult. Ieri când am vorbit despre cei 8 puși pe listă de rapid, cum era de așteptat și era logic oarecum, am mai comentat inclusiv de un fotbalist care ulterior a fost anunțat că va fi împrumutat la UTA, e vorba de Albert Stahl, un fotbalist care oricum, na, clar n-avea ce să caute aici. Am mai menționat că, din punctul meu de vedere, Romario Moise și Marzouk nu mai au ce căuta și sper să se rezolve și pe ei cumva și am uitat să menționez de Crepulea, că nici Crepulea nu e un fotbalist pe care să-l mai ții. Eu așa cred. Adică nu a avut consistența la care lumea a așteptat de la el. Hai, la început a fost ok, dar bun, ăsta hai să zicem că n-ar fi neapărat un fotbalist, adică ar fi cam ultimul care ar trebui să plece, dar ar trebui. Acum la capitolul sosiri, doar Paul Iacob. Ce vreau să comentez eu acum este despre atacantul pe care se pare că ar vrea să-l aducă Rapid. Rapid ar avea nevoie de un atacant, da, are doi, Voitu și Marzouk, ambii atacanți care nu dau gol, cum era și Bălan. Băi, dar am rămas șocat când am auzit pe cine vor să aducă. Pe George Pușcaș sau pe Florin Andone. Băieți ăștia, pe foaie arată bine. Dar George Pușcaș, dacă îl vezi pe teren, l-am văzut cu Finlanda, cam înțelegem cam ce poate. Adică când am și auzit că are 12.000 de euro salariu, păi ăla e fotbalist de 12.000 de euro pe an, nu 12.000 de euro pe lună. Adică asta e clar. Eu zic că ar fi o investiție, nu știu cum să o numesc, dacă ar veni Pușcaș și ar fi ceva în van. Pentru că practic Pușcaș și Bălan. Doar că Bălan știe un pic mai mult fotbal, știe să stea pe teren, Pușcaș nu știe fotbal, s-a văzut clar. Ce să... L-am văzut cum a bătut penaltiul ăla și ține minte cum a bătut și cu Norvegia, adică nu e nevoie, n-a fost o întâmplare, dar așa știe el să dea minge. Adică, practic, știi să dai așa minge, nu poți să zici că știi fotbal. Dar uitați cum au fost și în trecut și alți fotbaliști români care au fost super mega umflați datorită unor circunstanțe și este acest Pușcaș și acum. Bineînțeles, o să joace probabil prin Liga a 3-a din Anglia, până la urmă. Ca acolo, la băia, probabil că o să-i dea un 10.000 de lire, un ceva. Nu cred că o să vină la Rapid din fericire. Legat de Florin Andone, la fel, băiat rapidist, alea, arată bine, nu știu ce, doar că, din păcate, Florin Andone, la câte accidentări a avut în ultimul timp, nu știu cum ar putea el ajuta Rapidul. Tu ai nevoie de un atacant care să-ți vină cum a fost ăla de la Argi și scapă numele. Să vină unul de ăsta care să-ți rupă norma. Adică să găsești unul, dar pentru asta îți trebuie un scoutor priceput, îți trebuie niște impresari pricepuți, niște nu să-ți aducă tot felul de știfturi. Atacanți nu se aduc așa. Atacanți, într-adevăr, sunt și foarte greu de găsit. Și dacă nu găsiți, băi, bagă-l pe ăla, pe Despa. Asta e, ia de la echipa a doua, Dumitrescu, Despa, ce mai e pe acolo, tu cum mai sunt niște... Băi, zi, Antonio Dumitrescu, nu știu dacă e neapărat atacant, nu știu. Dar, oricum, ideea este că, hai, ia de acolo, decât s-a duce așa pentru ce? Hai, zi, pe Marzuc și pe Voituș, că asta e. Și mai e unul de la tine și gata, ce să faci? Ai dat pe Bălan, păi pentru ce? Eu sper să nu vină niciun din ăștia, pentru că dacă o să vină, o să iasă prost. Asta e părerea mea. Dar vedem. Comentăm campania de transfer pe măsură ce se întâmplă. Da, vă salut!